Au început cercetările la cetatea Soroca, partea celei de-a doua etape de restaurare a fortăreței. De această dată, arheologii vor face săpături în cazematele complexului, unde au și descoperit o porțiune de pardoseală din cărămidă, construită în perioada poloneză, adică în urmă cu 3 secole, scrie tvremoldova.md. Cercetătorii își propun de asemenea să-i ajute pe specialiștii care lucrează acum la renovarea cetății. Ion Tentiuc, cercetător științific la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, a declarat pentru TVR Moldova că este un vârf de săgeată, probabil că e sfârșitul secolului al XV-lea, la începutul secolului XVI. Iată că cetatea Soroca ne oferă surprize, surse documentare, noi pentru a scrie o istorie adevărată a acestei cetăți, a conchis Tentiuc pentru sursa citată. Arheologii folosesc și un detector de metale. Toate obiectele descoperite în zona cetății vor fi minuțios analizate, după care vor fi expuse la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca. Cercetările în zona au început încă din anul 2012. Aproape în fiecare zi, cercetările scot la lumină obiecte de o mare valoare istorică. Arheologii au descoperit și o podea amenajată din cărămidă, datând din secolul al XVII-lea. Cercetătorii au la dispoziție 3 săptămâni pentru a încheia lucrările derulate printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Fortăreața este acum închisă pentru vizitatori.